dimineața. Bună ziua. Bună ziua deja. Și mă bucur că ați venit alături de noi la această conferință de presă. Înainte de a intra în subiecte legate de raportul de audit al CRAB, conducerea CRAB și altele, permiteți să fac câteva remarci așa. Am văzut acum o oră domnul președinte al Consiliului Județean a făcut o conferință de presă în care a binevoit să citească din mesajele private schimbate cu mine, în timp ce invoca principii. Eu nu cred că acest lucru este principial și vă asigur că eu nu voi face niciodată așa ceva, indiferent de mesaj de la oricine ar veni. Îmi pare rău să aud asta, așa că aviz tuturor celor care colaborează cu președintele Consiliului Județean, domnul Ivancea, pot ști că în orice moment când îi va conveni, va putea da publicității orice fel de mesaje private răstălmăcite, scoase din context. Ca să mă refer strict la ce spunea domnul Ivancea, găsiți în OUG 109, în ordonanța de urgență despre guvernanța corporativă, menționat în multe rânduri termenul de negociere. Deci este un demers perfect legal și încadrat prin lege negocierea unor indicatori. Pare că domnul Ivancea interpretează asta într-o notă politică, deși spune că nu face politică. Dar e bine de știut despre toți oamenii de afaceri, politicieni, primari, consilieri care discută cu președintele Consiliului Județean, că acesta poate da publicității în orice moment mesaje private schimbate. Eu nu voi face niciodată acest lucru, vă asigur. Nu l-am făcut niciodată și nu voi face așa ceva. Revenind la subiectul zilei, acum despre problema majoră pe care o au băcăoanii, problema apei. Problema apei are o sursă majoră, o cauză majoră, ce este ingerența Partidului Social Democrat în actul administrativ, atât la nivelul Consiliului Local, cât și la nivelul Consiliului Județean, cât și la nivelul autorității tutelare, cât și la nivelul CRAB. Lucru care a dus la lipsă de performanță, lucru care a dus la lipsă de transparență și lucru care a dus la lipsă de legalitate. Și o să le iau pe toate pe rând. Pentru că așa cum am promis băcăoanilor încă din prima zi, am venit aici să schimb lucrurile, să le punem pe un făgaș normal. Pentru acest lucru, din prima zi de mandat, m-am ocupat de problema apei, pe aceste trei axe. Transparență, care ajută mult la starea de normalitate oriunde, și am început acest lucru în primăria Bacău, fiind prima primărie care publică toate contractele și toate plățile la zi, lucruri care nu se întâmplă la Consiliul Județean sau în alte părți. Problema de performanță a CRAB și am cerut buget Consiliul Local și a fost aprobat în unanimitate pentru un raport de audit și problema legalității funcționării CRAB și a Consiliului de Administrație. Să le luăm pe rând. Transparență. Am solicitat Consiliul de Administrație CRAB să suplimenteze ordinea de zi într-o adunare generală cu un proiect de hotărâre simplu. Proiect de hotărâre care spunea CRAB să publice toate contractele cu toți furnizorii și toate plățile făcute. Așa toți băcăoanii ar fi tu știi unde se duc banii lor. Și nu doar cei din municipiul Bacău, ci cei din tot județul. Pentru că tot județul, aproape tot județul, contribuie la CRAB și are rețelele de apă și canal în administrarea CRAB. Răspunsul Consiliului de Administrație a fost că nu poate să facă acest lucru AGA, invocând niște argumente juridice greșite, în fapt, spunând că adunarea generală nu are aceste atribuții, invocând un articol 11 din statutul CRAB care se referă nu la adunarea generală, ci la Consiliul de Administrație. Deci au refuzat transparență. Voi continua pe aceste demersuri și voi convoca adunarea generală prin instanță, dacă Consiliul de Administrație consideră că pot cenzura voința adunării generale. 2. Partea de performanță. Ne așteptăm ca o astfel de companie să fie una performantă, una puternică, având un monopol asupra rețelelor de apă și canal. Ca să nu pară că interpretez eu lucrurile și îmi dau eu cu părerea despre ceva ce nu, poate nu am competențele suficiente, am cerut Consiliul Local să financeze un audit, un audit extern, profesionist, asupra funcționării CRAB. Și au fost de acord. Bineînțeles, PSD-ul a comentat, dar până la urmă au votat și ei. Și acest audit s-a încheiat. S-a încheiat și a fost făcut de o companie recunoscută la nivel național, nu este auditorul lui Viziteu, așa cum spunea președintele Consiliului Județean, ci auditorul care a funcționat la CRAB timp de mulți ani. Foarte bine, că acum se pare concluziile lor nu mai sunt așa de bune. Acest
raport de audit îl voi publica aceste zile, el fiind finalizat, l-am prezentat și celor din ADIMP și arată multe concluzii. Faptul că pe multe paliere de indicatori economici și financiar, CRAB-ul este printre ultimele din țară. Pe alte părți, la partea de cheltuieli, la partea de gestiune deficitară, sunt printre primii. Deci la acest capitol, CRAB, prin actuala Consiliu de Administrație, nu este performant, este chiar superperformant. Am alături de mine pe domnul Gabriel Cojocaru, doctor inginer în instalații și inginerie civilă, care vă poate da multe detalii tehnice. Iar în stânga mea este și administratorul public pentru orice alte detalii. Al treilea punct, al treilea pilon pentru a rezolva problema este cea de legalitate. Și am constatat, pe lângă o carențe în modul în care interpretează Consiliul de Administrație legea, carențe grave. Unul dintre ele fiind starea de legalitate a acestui Consiliu de Administrație, pe care eu îl consider, în virtutea legii, ca un Consiliu de Administrație revocat. Și astăzi voi transmite către Consiliul de Administrație motivația respingerii planului de administrare, despre care se plângeau unii de la PSD zilele acestea, și am să vă și citez. Săptămâna trecută a fost o adunare generală în care se solicita ca acest plan de administrare să fie aprobat. Mi-am exprimat votul care prestat legal conform codului administrativ, respingând acest plan. Motivul principal pentru respingere este tardivitatea solicitării aprobării acestui plan. Tardivitate nu de o zi, de două, de trei, ci de peste un an și jumătate. Consiliul de Administrație al CRAB a fost ales și numit în funcție în 23.08.2019. Deci, acum un an și 7 luni. Și avea o obligație legală, care vine din OUG 109, guvernanță corporativă, care spune așa, la articolul 30 din OUG 109/2011. În termen de maxim 30 de zile, asta ar fi însemnat sfârșitul lui septembrie 2019, deci în termen de maxim 30 zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație sau Supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare al planului de administrare. Ea se completează cu componenta managerială, etc. Și în termen de 60 de zile de la numire, directorii fac o propunere, se aprobă, se mai pot prelungi în mod excepțional. Un an și 7 luni a trecut de atunci. Nu au făcut acest lucru. Și de-abia anul acesta, la insistențele mele, au început un demers. Demers care a și eșuat în negocieri. Negocieri, din nou repet, sunt prevăzute în OUG 30. O procedură foarte clară de negocieri, pe care Consiliul de Administrație l-a refuzat. După ce am insistat, au venit să discutăm, spunând că ei n-au mandat, că nu cu ei, că nu vor. Am discutat și în ADIB. Și acolo, înțelegând pericolul, dar fără să-l spună, a faptului că sunt în afara legii, au zis că da, am fi de acord cu ce propuneți, dar să se mai amâne. Pentru că asta a fost rezultatul. Dar, repet, nu negocierea acestor indicatori de performanță, așa cum sunt prevăzute în lege, este problema, ci faptul că este o tardivitate de peste un an și jumătate. Din aceste lucruri mai rez niște chestiuni. După aprobarea planului de administrare, trebuiau aprobat și indicatori financiari și de performanță pentru orice Consiliu de Administrație. În baza acestor indicatori, membrii Consiliului de Administrație și conducerea CRAB primesc o remunerație variabilă, dacă își ating indicatorii sau dacă nu. Cum de-au primit până acum astfel de remunerații dacă ei nu aveau aprobați niște indicatori financiari? O să răspundă cineva și la întrebarea asta. Referitor la pericole invocate de domnul Ivancea despre contractul POIM. Există într-adevăr un mare pericol. Contractul POIM nu se va întâmpla foarte curând pentru municipiul Bacău. Dar nu din cauza revocării planului de administrare, ci din cauza modului în care el este gestionat. Zilele trecute este al doilea eșec de a licita acest contract. A doua oară când eșuează, când nimeni nu se prezintă să facă lucrările necesare, atât de necesare pentru municipiul Bacău. Motivele sunt numeroase, dar asta tot Consiliul de Administrație ar fi trebuit să le repare, de la prima licitație suroată la a doua. Să modifice bugetele astfel încât să reflecte prețurile reale din piață care au evoluat, să discute cu ofertanții despre ce probleme ar putea fi și de ce nu se prezintă, să ia măsuri. Deci, repet, deși
municipiul Bacău și Bocoane sunt principalii contributori la CRAB, principalii clienți, cei mai numeroși, acest contract, odată că este mult mai mic decât ar fi trebuit să fie în raport cu populația municipiului Bacău referitoare la județ, și doi, este și prost gestionat. Repet, zilele trecute este a doua oară când această licitație eșuează. Și asta spune multe lucruri și despre Consiliul de Administrație. Concluzia mea este una simplă. Cei care se zbat acum și țipă sunt cei care se tem de legalitate și de intrare în legalitate, adică cei de la PSD. Vorbesc că vreau eu să înlocuiesc Consiliul de Administrație? Da, vreau să înlocuiesc pentru că nu este unul performant. Pentru că acest Consiliu de Administrație a dus CRAB-ul în pragul falimentului. Dacă nu știați, au pierdut un proces cu sindicatul, cu muncitorii de acolo nedreptățiți, și în urma acestui proces sunt pasibili de executare de câteva milioane de lei. Momentan, sentința este suspendată până la judecarea apelului. Dar dacă apelul va fi pierdut și sentința devine definitiv executorie, firma riscă să intre în faliment, nemai având bani. Pentru că nu au fost capabili să negocieze cu sindicatul. Și acum, deja a trecut un an de zile acolo, nici acum n-au negociat și în continuare sunt pasibili de alt proces. Asta spune totuși ceva despre Consiliul de Administrație. Ați văzut câte proteste au fost. Au ieșit atâți oameni în stradă care sunt nedreptățiți și au arătat dreptatea în instanță. Parcă PSD-ul era cu oamenii și cu drepturile lor. Se pare că în cazul CRAB-ului ignoră. Au salariile înghețate de ani de zile. Ultimele măriri salariale care s-au făcut era pe vremea administrației liberale, cu altă conducere. Ei au putut să negocieze, au putut să găsească resurse pentru aceste lucruri. În timp ce actualul Consiliu de Administrație, numai că nu a făcut nicio mărire salarială așa cum erau obligați prin contract colectiv de muncă, dar au și pierdut în instanță, cu grave prejudicii pentru toți. Al doua chestiune, contractul POIM. Am văzut la fel că domnul Ivancea interpretează legea, considerând că orice schimbare riscă să înducă un pericol de finanțare. Este fals. Acest contract se pot schimba și președinții de Consiliul Județean, și primarii, și conducerile, și orice. Nu are nicio legătură cu contract de finanțare. Articolul care este invocat vorbește despre acționariat, atât. Nu vorbește despre alte lucruri. Probabil că vom ajunge în instanță să vedem dacă acest Consiliu este revocat de drept, așa cum spune OUG 109, sau nu. Orice ar fi, vă asigur, așa cum am făcut-o încă din campanie, cât voi fi aici în funcție, voi face tot posibilul pentru a rezolva problemele Băcoanelor. Una dintre ele fiind problema apei. Nu putem să continuăm așa cu o companie care are un Consiliu de Administrație, care odată este paralel cu legalitatea și în ceea ce înseamnă drepturile acționarilor și în ceea ce înseamnă drepturile sindicatului. Este paralel cu performanța administrativă, și asta o să vedeți din raportul de audit, și cum ne comparăm cu alte regii de apă de la Neamț, de la Iași, de la Vaslui, de la Buzău, plus un Consiliu de Administrație care refuză total transparența. Ce au de ascuns? De ce nu vor să arate contractele pe care le au cu furnizorii? De ce nu vor să arate plățile pe care le fac? Sunt toți din bani publici. Primăria municipiului Bacău le are pe toate din primele zile de mandat. De ce alții au ceva de ascuns? Consiliul Județean de ce nu publică tot? Sau alte primării? Vă asigur că am să apelez la toți consilierii de dreapta din tot județul, inclusiv de la Consiliul Județean, să inițieze proiecte de hotărâri prin care să existe transparență totală. Așa cum este și la municipiul Bacău, fie peste tot. Dacă nu au nimic de ascuns, bineînțeles. Cam atât pe scurt despre situația cu CRAB și conducerea acesteia și performanța și legalitatea și lipsa de transparență. Voi trimite motivația astăzi către Consiliul de Administrație și le voi cere să pună în aplicare chiar propriul lor statut. Statutul lor spune, printre atribuțiile Consiliului de Administrație, în cazul în care planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, este obligat să convoace adunarea generală pentru numirea de noi administratori. Exact cum se întâmplă la alte companii care sunt sub tutelajul OUG 109. Bineînțeles, definitivarea membrilor va fi făcută printr-un proces competitiv și organizat de autoritatea tutelară. Dar ce este foarte clar și unde voi trage și eu linia, este la legalitate, performanță și transparență. Sunt niște lucruri banale pentru alții. Aici se pare că starea de legalitate sperie. Dacă nu vor vrea să-și pună în aplicare mandatul, au și o responsabilitate legală și chiar dincolo de cea civilă, din legea 31 a societăților publice, și vom merge mai departe pe această cale. Dacă aveți orice fel de întrebări, vă stau la dispoziție. Domnul Bălan. În partea asta,
prin codul administrativ, sunt reprezentantul de drept, așa cum este reprezentat de drept și în alte companii. Referitor la mandatul de Consiliu Local, dacă este o problemă cu mandatul meu, să vedem de ce nu este o problemă în mandatul președintului Consiliului Județean sau a celor alți zeci de acționari, care niciunul dintre ei n-au avut niciun mandat din partea Consiliului Local. Acționar este UAT Municipiul Bacău, iar UAT Municipiul Bacău are reprezentat de drept în Asociația de Dezvoltare Intercomunitare primarul. Este un articol expres din codul administrativ, prin care primarul este reprezentantul de drept. Și este normal să fie așa, pentru că sunt decizii complexe, pot fi adunări generale după o zi pe alta. Da. Da. Exact, în care este scris explicit că un indicator se negociază în lege. Este vorba despre Consiliul de Administrație, pentru că acei indicatori reprezintă ai Consiliul de Administrație, iar domnul Ivancea, în calitate de președinte ADIB, trebuia să se ocupe de acest lucru. Ori să vii să spui că cineva își cere să îndeplinești legea, că face subterfugii, este o manipulare pentru cei care nu cunosc legea. Și permiteți să vă citesc, dacă avem o UG 109. Vă citesc din lege, articolul 30, alineatul 3 din ordonanță 109 din 30 noiembrie 2011. În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui Consiliului de Administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar. Ori aici avem și o autoritate tutelară condusă de domnul Ivancea. În această calitate, se pare că un mesaj despre negociere este interpretat într-o notă politică. Vă asigur că este perfect în limitele legii. Orice alte interpretări sunt menite să inducă în eroare băcăoanii de la problema reală. Că avem un Consiliu de Administrație care este în afara legii, neîndeplinit de un an și 7 luni obligația de a veni cu acest plan de indicatori de administrare și indicatori de performanță, și acum mă acuză pe mine că aș vrea să pun în legalitate aceste lucruri. Asta e întrebarea pe care ar trebui să ne punem cu toții. De ce se teme PSD de intrarea în legalitate a Consiliului de Administrație al CRAB? Din punctul meu de vedere, da. După scurgerea termenelor din OUG 109, acest Consiliu de Administrație era revocat de drept, așa cum spune și legea. Și am să vă citesc și din lege, la punctul 5. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune. În acest caz, rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet a propria societăți. Iar explicația votului meu le voi mâna astăzi, așa cum am spus-o și în formul de vot de săptămâna trecută. Vă ascult. Domnul primar, întrebarea mea, de fapt sunt mai multe întrebări și dacă colegii doresc să intervină parte de întrebări, nu voi abuza de încrederea dumneavoastră. În primul rând, de ce ați abordat subiectul de astăzi politic? A spus de mai multe ori PSD. Da. Nu credeți că ar fi normal să abordați din punct de vedere administrativ aceste subiecte? L-am abordat și politic și administrativ, dar nu trebuie să ne ascundem în fața adevărului. Adevărul este... Înseamnă că e un subiect politic. Ea are și o componentă politică, dar nu este din partea mea, vă asigur. Pentru că nici eu, nici USR nu am ieșit să spunem că am vrea oameni acolo, că ar trebui să fie administrația USR, sub nicio formă. Am cerut niște lucruri care n-au nicio treabă cu politica. Transparență, legalitate și performanță. Deci, aceste lucruri... Transparență, vă pun o întrebare o dată și de data aceasta în mod oficial. Da. Câte televiziuni sau posturi de radio ați invitat la această conferință de presă? În mod oficial. În mod oficial, cu adresă din partea primăriei, niciuna, pentru că a fost convocat acum o oră. În mod neoficial, am convocat pe cei care aveam în agenda. Dacă dumneavoastră n-ați fost invitat în mod neoficial... Vorbesc de presa din județul Bacău. Da. A convocarea a fost făcută acum o oră. Nu vă punem întrebarea, dar nu sunt transparență. Da. A doua întrebare, câte mesaje ați trimis domnului Ivancea? Sunt sute de mesaje. Avem o colaborare de la începutul mandatului, pe diverse probleme. Este util să aveți un dialog constructiv, da,
coerent și direct cu persoana prin mesaje. Îl avem, dar în momentul în care nu te întâlnești, poți spune, avem timp să ne întâlnim, ne sunăm la telefon, este normal, suntem oameni. Dacă am funcționat numai prin adrese, atunci cred că ar fi un blocaj pentru a putea să ne întâlnim, să discutăm. Dar să știți că discuția, prima negociere care a avut loc, cu toate Consiliul de Administrație a zis că ei vin doar din curtoazie, nu vor să negocieze, s-a întâmplat și avem de acolo o minută aceste lucruri. S-a întâmplat și în ADIB. Aceste lucruri sunt consemnate în documente oficiale și în procese verbale de întâlniri. Faptul că convocarea întâlnirii, așa cum v-am trimis și astăzi un mesaj să veniți, este un lucru de curtoazie și de operativitate. Dacă ar fost să trimitem o adresă de la primărie, trebuia să convocăm peste 3 zile, cred. Deci nu cred că ne puteți acuza pe noi de lipsă transparență, dar am înțeles problema acreditării și vă asigur că în cel mai scump timp o voi rezolva. Dacă tot ați vorbit de acreditare, câte instituții de presă sunt acreditate la primărie? Voi reveni cu această întrebare. Nu este un proces formal, din ce știu eu, și o obligație legală. Oricine este... Este o obligație legală. Atunci voi reveni cu un răspuns la noi să vă spun exact cât sunt acreditați. Da? Mulțumesc foarte mult. Și eu. Vă rog, vă ascult. Eu nu plec de aici până nu rezolvăm orice întrebare. Deci, dumneavoastră susțineți că SMS-urile pe care le-ați primit spre Consiliul Județean nu ați făcut nici coreferire la membrii Consiliului de Administrație. Ba, am făcut referire la membrii Consiliului de Administrație pentru că despre ei era vorba. Este vorba despre obligațiile legale pe care le am în calitate de reprezentant în cadrul adunării generale a acționarilor de a negocia acest indicator financiar, așa cum consemnează și legea și cum v-am citit din ea. Orice alte interpretări nu sunt într-un cadru administrativ, vă asigur. Și dacă vă răspundea că ai, da, am și eu. Nu o să merg acum să speculez dacă și cu parcă ce s-ar fi întâmplat. Care este rezultatul, îl vedeți. Eu nu voi face niciodată așa ceva, să folosesc mesaje private între mine și oricine în scopuri politice, așa cum a făcut-o domnul președinte. Cred că este departe de principial această abordare. Și v-am răspuns și la întrebare și la cum faptul că negocierile sunt prevăzute în lege și este obligație legală a tuturor părților. Alte întrebări? Nu considerați că modul de abordare al dumneavoastră, cel puțin așa cum v-am văzut în ultimele luni, este un pic cam abruptă, deci este abrupt acest mod, fără un dialog prealabil, care a încercat să rezolvați totuși județul Bacău, municipiul Bacău pe care îl conduceți, are nevoie de oameni care să fie atenți la detalii. Eu cred că abordarea cu dialog față de adversarii dumneavoastră politici ar fi o soluție mai bună. Abordarea cu dialog, atât față în față, cât și... Pentru că Băcăvanul de suferit din acest război, pentru că în acest moment e un conflict clar, cunoscut, între primăria Bacău și Consiliul Județean Bacău. Nu este niciun conflict între cele două instituții, nu are nicio treabă. Dacă ne uităm la cele două conferințe de presă a dumneavoastră și a domnului Ivan, ce e clar? Instituția primăriei nu are niciun conflict cu nicio altă instituție. Faptul că un reprezentant al PSD a ieșit și a scos mesaje private și le-a întortocheat și le-a răstămăcit contextul, asta poate să fie un conflict cu niște principii. Abordarea a fost în afara politicii. Cât despre ce am făcut, vă pot asigura și oricine poate solicita prin legea 544, corespondența avută atât cu Consiliul de Administrație al CRAB, atât cu autoritatea tutelară ADIP, pentru a vedea că există un dialog consistent instituțional și prin hârtii. Puteți și o să vedeți raportul de audit, care a fost un proces transparent cu o companie reputabilă în acest sens. Faptul că unii ajung să-și exprime frustrările în presă nu este problema mea și nu am început eu acest lucru. Și vă asigur că și eu îmi doresc să există o stare de normalitate în municipiul Bacău și în tot județul pentru a putea construi, pentru a pregăti noua absorpție din fonduri structurale care începe. Cei care o blochează nu sunt eu și nici colegii mei din coaliția în fruntea cărei am candidat. Și ați putut vedea acest lucru în ședință de Consiliu Local. Și se pare că asta aici va fi calea peste tot, să ajungem în instanță, ca o forță terță, cele în care suntem, care va tranșa cine a greșit și cum. Pentru că după atâția ani de metehne și de cutume, este prima oară când cineva vrea să intrăm în legalitate și pune piciorul în prag pentru asta. Și normal că cei care profită din acest sistem se împotrivesc prin orice mijloace.
manipulând, distorsionând lucrurile. Un exemplu, săptămâna trecută v-am invitat să asistați la, să vedeți lucrările de la Barați. Au fost unii care au relatat că aceste lucrări au fost oprite chiar de mine anul trecut în campanie electorală. Cât de ridicol poate să fie așa ceva? Ca cineva să afirme că lucrările contractate și conduse de Crab au fost oprite de un partid politic aflat în opoziție. Astfel de distorsionări ale adevărului arată că nivelul dialogului este unul scăzut. Eu nu le voi perpetua. Doar că mă bazez și pe dumneavoastră, care reprezentați a presei, să promovați mai departe faptele. Și vă stau la dispoziție oricând aveți nevoie de experți tehnici, de corespondența avută instituțional, de interpretările acestea, de practicile la alte regii de apă din alte localități, care funcționează foarte bine. Bineînțeles că îmi doresc normalitate și sunt deschis oricărui dialog, dar să fie unul bazat pe realitate, pe fapte și într-un cadru legal. Bineînțeles, i-am invitat într-o ședință special pentru acest lucru și cu cei din autoritatea tutelară ADIB, unde a fost, am invitat chiar consultantul și a făcut această prezentare. Concluziile l-aș lăsa pe domnul doctor inginer Cojocaru să vă spună câteva dintre acestea. Pentru mine, din punctul meu de vedere, este că performanța acestei companii lasă mult de dorit. Dacă doriți să vă fac o mică prezentare tehnică a acestui raport, o fac cu cea mai mare plăcere. Am acum un exemplar al raportului preliminar. O să-l las aici, cine va dori să-l utilizeze după conferința de presă, doresc să facă cu cea mai mare... O să-l și publicăm. O să-l și publicăm, de acolo este esențial. Ideea e în felul următor. Cine este BDO, acest consultant de casă al primarului Viziteu? Este una din puținele companii de audit din România și nu numai, care sunt agreate, acceptate și lucrează în parteneriat cu instituții de primă mărime financiare din această lume. Mă refer la BERD, la BEI și, în general, la multe organisme ale Uniunii Europene. Printre altele, BDO, în ultimii 8 ani de zile, dacă nu mă înșel, a fost și auditorul oficial al CRAB. Tocmai de aceea, cred că expertiza lor în speța în sine nu poate fi comentată. Acum, BDO este implicat de foarte multă vreme în creșterea performanței în sectorul de apă canal din România. Și în colaborare cu instituții europene și cu instituții financiare, creditori importanți al domeniului de apă canal din România, a demarat acea acțiune numită benchmarking. Ce înseamnă, de fapt, foarte simplu, în două cuvinte, acest benchmarking? A preluat metode de succes din domeniul apei și a încercat să le multiplice și la alte companii. Astfel încât, de câțiva ani de zile, au generat rapoarte, dacă nu mă înșel o dată la 6 luni, în care prezintă starea, de fapt, a sistemului de apă canal în România. Tot ce cred că 43 de operatori regionali. Rapoartele lor periodice, pe anumite puncte, sunt devastatoare pentru compania de apă din Bacău. Pornind de la aceste date, concluziile prezentate și în acest raport special, cred că este mai bine să le citiți dumneavoastră detaliat. Eu vă voi cita dintr-un raport de-al lor, o să încerc să traduc, raportul era în limba engleză pentru că era adresat în speță verdului. Spunea așa, concluzia respectivă, performanța generală a managementului este mai degrabă slabă. Din păcate, asta este concluzia și a raportului țintit pe CRAB, nu numai pe acel raport general care face referire și prin care se face referire și la compania de apă. De asemenea, există un plan de măsuri. Categoric, nimeni, în niciun raport, nu cere special schimbarea conducerii administrației. Nici nu ne-a problema de așa ceva. Nici nu am ajuns în a discuta vreodată așa ceva
pe baza indicatorilor sau unui plan de management. Problema, așa cum a spus domnul primar, este de tardivitate. Este vorba de un an și 7 luni de întârziere. Dacă doriți să vă dau 2-3 exemple de derapaj major al actului managerial, este foarte simplu să o fac. Avem de-a face cu o companie a care productivitatea muncii este pe ultimele 3 sau 4 locuri dintre companiile din România, dintre omologi. Avem de-a face de o companie care în același timp externalizează, ca și grad de externalizare, se află tot în primele 3-4 companii din România. Dar, și aici vine discrepanța majoră, este în același timp ca și ponderea cheltuielilor salariale pe metru cub de apă vândută undeva în frunte. Deci, pe de o parte, cheltuie foarte mulți bani cu personalul, dar pe de altă parte externalizează, iar eficiența este undeva spre zero. Aici este clar că avem de-a face cu un viciu de management de personal. Altă problemă foarte importantă pentru Bacău este vorba de cheltuieli. În nenumărate conferințe de presă și lor de poziție ale diferitelor entități implicate în gestionarea apei din Bacău, se face referire la o cifră de un procent al pierderilor de undeva de peste 60%. Acum, aceste pierderi sunt de două feluri. Unele sunt fizice, altele sunt comerciale. Dacă cele fizice, într-adevăr, au nevoie în principal de investiții majore pentru a fi remediate, în ceea ce privește pierderile comerciale, haideți să le numim mai simplu furturile, aceste cifre se pot remedia prin acțiuni manageriale. De unde ne dăm seama de ponderea imensă a acestor pierderi comerciale? Există un indicator foarte simplu care spune care este media în România a consumului de apă pe cap de locuitor. Și avem o surpriză. Se pare că băcăoanii, conform statisticilor generate de cifrele de la CRAT, consumă cu aproape 15% mai puțin decât media consumatorului din România. Acest indicator ar trebui să atragă atenția imediat. Și concluzia este una singură. Pur și simplu, avem de-a face cu o proporție foarte importantă a pierderilor comerciale și, într-adevăr, probabil, categoric este și pierderi fizice, dar pe pierderile comerciale se putea și se poate interveni instantaneu prin măsuri manageriale. Acum, toate astea sunt relevante, sunt arătate clar în acest raport al BDO. Există și o serie de indicatori financiari care sunt destul de îngrijorători. Este suficient să vă spun că avem în derulare un contract de finanțare cu BERDU, privind cofinanțarea pe programul POSMEDIU, prin care cofinanțarea acestui proiect a fost asigurată de BERDU. Există, prin acest contract de finanțare, s-au impus indicatori financiari foarte stricți care trebuiau urmați de compania de apă. De câțiva ani de zile suntem ieșiți total din acest contract. Bertol a refuzat în acest motiv să ridice garanția pe care a asigurat-o primăria Bacău pentru o sumă de 8 milioane de euro. 8 milioane de euro. Menționăm? De câți bani? 4-5 ani. Ieșirea din indicatorii prevăzuți de către acest contract, 4 sau 5 ani de timpul ăsta de timp. Dar este adevărat, dar indicatorii nu s-au schimbat pozitiv de atunci. Deci, acest audit, ca să mă numărim, da. Ce perioadă prinde la anul? Este o perioadă de analiză pe care s-a concentrat acest raport. Ultimii 10 ani. Este adevărat. Dar cine a fost director, vorbim punctual, cine a fost la cârmă acestui CRAT până în 2019? Da, este irelevant asta. Noi am făcut referire la indicatorii din ultimii ani. Vreau să se înțeleagă clar. Da. Pentru că se încearcă văd și vorbeam de transparență și adevăr, da? Că toate nenorocirile care se întâmplă acum cu apa mântăvărilor, s-au declanșat
din vina liciei Partidului Social Democrat, așa cum a spus dumneavoastră, da, mai ales de după data de 23 martie 2019. Dar venim cu niște mari carențe manageriale, pentru că aceste conduse nu au muncit în 2 ani, iar pierderile comerciale, eu ca bătăuan, deci sunt de vreo 20. Și le văd pe stradă. Da, dar ideea este că din 2019, se puteau lua măsuri concrete pentru a le remedia și nu s-au luat. Noi asta spunem. Nu a făcut nimeni referire la fostele administrații, fostele conduceri, ci ce s-a întâmplat în mandatul acestui Consiliu de Administrație. Despre asta vorbim. Faptul că nici ceilalți dinainte nu au fost mai breși, asta este irelevant acum. Nu stă nimeni să... Am debutat această conferință de presă și noi ne-am calusăturat pe culoarea asta politică. Păi... Ce Consiliul ăsta, PSD, Consiliul Local, Consiliul Județean... Domnul Bălan, haideți să vă pun o întrebare apropo de politizarea actului administrativ. Acum o săptămână sau două ați fost la o conferință de presă când s-a semnat contractul cu Soma. Soma care a câștigat-o... Au fost alții din presă. S-a semnat un contract în urma unei licitații care a durat 2 ani de zile. Da. S-a semnat în sediul Consiliului Județean. Da. Era o formalitate administrativă. În spatele președintelui Consiliului Județean, președinte pentru toți Băcăoane, era un mare banner cu sigla PSD. Dumneavoastră vi se pare normal așa ceva? M-ați văzut pe o dată pe mine făcând un act administrativ cu o siglă de partid în spate? Vă asigur că nu. Eu vorbeam de politizare. Vorbeam de sigle de partid care sunt în aula Consiliului Județean la semnarea unui contract care privește jumătate de județ. Asta nu vi se pare politizare? Eu n-am văzut niciodată un primar a USR, cum sunt eu, da? Așa i-a atribuit, să facă un act administrativ cu o siglă de partid în spate. Da? Păi nu știți, tocmai vă prezentăm un raport de audit final asupra CRAB. Contractul a fost semnat de mine, vă asigur. De asta am acest raport. Trebuie să spunem că sunt probleme care de 10 ani trinează. Probleme de care acum un angajat al primăriei a fost director și președinte al Consiliului de Administrație la CRAB și a fost la primărie. Da? Și avem acest Consiliu de Administrație din 23 martie 2019, care într-adevăr poate, sigur, are și partea lui Benin, dar trebuie să reprezentăm într-o notă obiectivă. Am înțeles. Ce cauză avem, consumăm cu 15% mai puțin apă decât la nivel național și de ce avem în permanență sau măcar o dată... Domnul Bălan, eu n-am ieșit să zic că fostul primar ce mi-a făcut. Am venit să rezolv problemele. Nu cred că niciun băcaun e interesat de ce a făcut fostul primar Sechelariu și că din cauza unor acțiuni încă suferim. Problema este ce soluții sunt. Asta ar trebui să fie accentul pe care să-l punem. Soluțiile sunt simple și vi le-am spus. Transparență, performanță, legalitate. Cui este frică de ele? Am văzut că transparența e respinsă de Consiliul de Administrație al CRAB, am văzut că de legalitate se sperie președintele Consiliului Județean și am văzut auditul ce ne-a spus pe performanță. Și aici sunt soluții. Toată lumea vrea ca acest contract POIM să explodeze, să se întâmple, dar este a doua licitație eșuată. Cine este responsabil? Eu ca primarul municipiului? Nu Consiliul de Administrație care se ocupă să se întâmple această licitație în mod corect? Da. Pe o perioadă de teme mediu, nu ne va mai întâlni cu aceste PNC și aceste sistem de apă. Ok, haideți să reluăm soluțiile. Pe partea de transparență, soluția este ca Consiliul de Administrație al CRAB să publice toate contractele cu toți furnizorii și toate plățile. Acest Consiliu de Administrație a refuzat să facă acest lucru. A refuzat să pună pe ordinea zi adunării generale. Continuăm. Soluția 2 legată de performanță. Raportul de audit propune niște măsuri. Unele dintre ele le-am propus și în cadrul negocierilor. Știți care a fost răspunsul? Da, este bun indicatorul, dar avem o problemă cum îl măsurăm, poate îl măsurăm de la anul. Al doilea, da, într-adevăr, e bun indicatorul, dar nu facem anul ăsta nimica, facem de la anul, de peste 2 ani. Asta a fost și a spus Consiliul de Administrație. Asta a fost și a susținut și domnul președinte al ADIB. Că nu acum.
Să se schimbe totul, dar să nu se schimbe nimic anul acesta. Asta a fost răspunsul. Asta vi se pare că e un rezultat, un progres? Nu este. Și este pentru prima oară când vine cineva, un reprezentant al primăriei municipiului Bacău, să-i tragă de mânică. Ce faceți acolo voi? Cum vă luați salariile pe partea de remunerații variabile când voi n-aveți indicatori aprobați de AGA? Asta este soluția. Este să nu ne mai ascundem despre ce se întâmplă și să scoatem totul la iveală ca bogoane să știe. Să știe cine își face treaba și cine nu își face treaba. Da? Indiferent de mijloace, mai puțin divulgarea corespondențelor private. Asta nu voi face niciodată, pentru că nu este etic așa ceva. Dacă are vreo vină legală fostul manager, atunci va fi tras la răspundere cu siguranță și vă rog să mă sesizați în acest lucru. Dar să aruncăm vina pe ce au fost acum 5 ani, nu vă cer rost tare. Nu este, asta nu este o soluție. Da? Trenează de 20 de ani. Lucrările la barați, instalațiile, rezervoarele de la barați au fost construite în anul 1960. De atunci nu au fost schimbate. Anul trecut de-abia au fost începute și foarte bine și oprite. Se pare că unii consideră că le-am oprit eu din opoziție, în timp ce eram deputat. O aberație. Și anul acesta, în colaborare cu cei de la CRAB și cu constructor, am discutat, am planificat, am așteptat să scadă rata de infectare, să se termine sărbătorile pascale, ca să facem ceea ce trebuie. Da? Și asta în continuare voi face tot timpul, ceea ce trebuie pentru a rezolva. Bineînțeles că unii vor avea de suferit. Cei care profită de situația actuală. Nu? Dar asta este schimbare, nu se poate altfel. Alte întrebări mai sunt? Urmăriți ce am făcut în primele 3-4 luni, să vedeți că n-am făcut pic de politică, dar se pare că sunt unii care insistă să facă politică acolo unde nu ar trebui. Alte întrebări despre CRAB și Consiliul de Administrație aveți? Mai aveai, Gabriel, domnul Cojocaru, ceva? Dacă doriți să vă citesc 4 concluzii privind trase după raportul preliminar, de altfel cum am convins domnul primar va fi publicat, spune clar, ADIM nu și-a exercitat atributele în mod corespunzător. Să asigure, să impună ca operatorii să funcționeze în condiții de eficiență, să impună atingerea unor ținte relevante, atât din punct de vedere operațional, cât și investițional, să crească gradul de furnizare a serviciilor în cadrul membrilor ADIM, etc. Nu au fost îndeplinite o serie de condiționalități financiare, iar sustenabilitatea activității, vă rog să rețineți termenul, sustenabilitatea activității este pusă sub semnul întrebării. Resursele financiare generate nu asigură finanțarea corespunzătoare a programului de investiții major, adică POIN, cu atât mai puțin a investițiilor din surse proprii. Riscuri privind sustenabilitatea provin și de la evenimente punctuale. Impactul litigiului cu sindicatul, 7,5 milioane de lei. Ne mai discutând de dispariția în câțiva ani a majorității veniturilor din apa vândută către Onești. Onești în câțiva ani va avea puține, va avea o sursă proprie de apă. Nu va mai cumpăra apă de la CRAB. Discutăm de o reducere a apei vândute undeva între 15 și 20%. Orice companie, indiferent de obiect de activitate, care are o pierdere a vânzărilor, în ghilimele, de 15-20%, intră într-o foarte mare problemă. De altfel, raportul preliminar este aici, las cu cea mai mare plăcere, va fi și publicat pe internet, inclusiv cu propunerile de îmbunătățire a activității. Aș vrea să mai fac o scurtă prezentare a soluțiilor tehnice care vor urma acum. Așa cum a spus și directorul general al CRAB într-o ședință de Consiliu Local, sunt două mari probleme la apă. Faptul că nu vine suficientă apă în sistem și faptul că sunt pierderi foarte mari. Pentru pierderi, contractul cu finanțare de la POIM ar trebui să se ocupe de asta. Bineînțeles, dacă să facem un caiet de sarcini în ton cu ce pot suporta contractorii și să vină cineva să câștige această licitație. Iar partea de alimentare cu apă are mai multe componente. Componenta despre care mulți bocani știu e așa numită rezervă de apă. Rezerva de apă, în fapt, e doar o conductă. O conductă care traversează tot orașul și aduce apă din niște fronturi noi la rezervoarele de la barați. În acest moment, constructorul rezervei de apă
ne-a informat că a finalizat lucrarea și noi o să începem recepția ei. Ca să facem recepția și cuplarea acestei noi conducte în sistem, trebuie mai întâi să terminăm lucrările de la barați, care este o lucrare a CRAB, începută de astăzi. Și ca pe această conductă să vină apă în plus, trebuie ca aceste noi puțuri să fie făcute. Noile puțuri, cu înființarea lor și cu demanganizarea lor, se ocupă Consiliul Județean. În acest moment, de acolo așteptăm lucrurile, pentru că primăria și-a finalizat treaba, iar Consiliul Județean încă mai are de la lucrare, care este nu într-un stadiu foarte avansat, chiar o să verifică procentul de realizare fizică și vi-l comunic. În momentul în care Consiliul Județean își va termina treaba acolo, în care lucrările de la barați vor fi finalizate de CRAB, atunci vom putea conecta rezerva de apă sau conducta aceasta de apă pentru a avea un debit suplimentar. Plus, repararea tuturor rețelelor secundare din oraș prin această finanțare POIM. Finanțare POIM care este până în 2023 și nici până acum nu este început nimic acolo, din un an și ceva. Cam atâta din punct de vedere tehnic. Da, vă rog. Da. Încă nu, n-a fost momentul, de-abia a venit raportul final. O să-l prezentăm la următoarea ședință de Consiliu Local. Și dacă poate domnul inginer să spună în ce compartiment, unde lucrați dumneavoastră, a făcut referire la un raport de audit pe care Consiliul Local a luat comanda, dar am observat că aveați un pasaj în limba engleză pentru verde. Acela care îi pune la dispoziție este raportul de audit pe care Consiliul Local, pentru care Consiliul Local a alocat fonduri și dacă da, ce treabă are raportul față de verde în limba engleză? Inclusiv în raportul de audit făcut de BDO, există citate și pasaje din alte elemente de analiză executate anterior, la cererea diversilor stakeholders, parteneri, să spun. Revenind la poziția mea, de o lună și ceva, sunt șef de cabinet al primarului Viziteu. Dacă vreți să mă prezint, sunt inginer de viață, sunt prezentat în inginerie civilă și instalații și din 1995, de când am terminat facultatea, lucrez în domeniul infrastructurii de apă, deci, inclusiv prin multe companii. Nu am știut pentru că nu am întrebat și de asta m-am întrebat în ce calitate. Deci, în momentul un raport de audit, pentru care bani, poate face și citând din alte rapoarte. Prezintă și citate. Asta am spus deci, că se poate declara. Prezintă și citate. Analizele. Ce se întâmplă? Datele primare sunt aceleași pentru toți. Fie că a fost vorba de un raport pentru BERT, fie că e vorba de un raport de audit. Aceleași date sunt analizate. Modul în care se face analiza acestor date, interpretarea lor, concluziile și soluțiile diferă în funcție de ceea ce se dorește a se salva. Nu. Acela este raportul. Acesta este raportul, da. Este o analiză preliminară a situației actuale. Este o parte din raport. Asta am zis să legăm. Este o parte? Este o... Nu. Este... Raportul este semnificativ. Nu, sunt legi. Avem statutul ADIP, statutul CRAB, orice întrebare ați dori, avem răspunsul să vă citim din lege, exact, fără interpretări. Statutul CRAB, statutul ADIP și așa mai departe. Astea sunt. Da. Alte întrebări mai sunt? Vă mulțumesc și eu.